suntem aceeași părere. Dacă cumva deranjează cineva, n-am decât să mă dați în dreptate, domnule primar. Am văzut că v-ați pregătit armata de avocați, să știți, și nu e niciun fel de problemă, ați văzut, vedeți că ați mințit și că mințiți în continuare. Deci eu mențin propunerea ca și capitalul social al fundației, acel miliard, să fie tot din donații și sponsorizări. Și nu mă refer aici numai la banii care vor fi după aia împărțiți. Pentru că nu trebuie să gelăm noi, Consiliul Local, crearea unei fundații cu un miliard capital social, pentru ca membrii PSD, mai ulterior, să împartă ajutoare și cadouri și așa unde vor ei. Crearea unei fundații, unui ONG, te costă 840 de lei, domnule primar. Și te duci la Registrul Comerțului frumos și îți faci un ONG, fără niciun fel de probleme. Și poți să pui câți membri vrei tu acolo, cu tot cu statut, cu ce vrei tu. De ce trebuie noi, bugetul și Consiliul Local, să ne amestecăm noi toată tărășenia asta pe care o puneți dumneavoastră la cale acum? De ce trebuie să sugerăm noi, prin votul nostru al Consiliului Local, o pomană pe care vreți să o dați, de fapt, prin intermediul de partid? Duceți-vă la partid și faceți-vă fundație la partid, nu vă împiedică nimeni. E 840 de lei. Dacă nu aveți, vii dau eu, domnul primar. Vii dau eu, domnul primar. Am înțeles asta. Am înțeles tot. Asta nu e esența. Domnul Petrenar.